O condiție importantă este ca fermierii să fie membrii unei organizații de producători acreditate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Organizațiile de producători din sectorul fructe și legume recunoscute de minister pot implementa, prin programele operaționale aprobate, măsuri de prevenire și gestionare a crizelor, alături de alte măsuri de investiții, promovare sau dezvoltare. Potrivit specialiștilor APIA, citați de presa centrală, aceste măsuri includ retragerea de pe piață a produselor, recoltarea în stare necoaptă sau nerecoltarea fructelor și a legumelor, promovarea, măsuri de formare sau asigurarea recoltelor, ori sprijin pentru costurile administrative antrenate de înființarea fondurilor mutuale. Organizația de producători poate solicita plata sprijinului financiar pentru aceste măsuri printr-o cerere de plată parțială, care poate fi depusă luna septembrie acestui an, sau pe baza solicitării de plată anuale, care poate fi depusă în intervalul 1 ianuarie-15 februarie 2014. Sprijinul financiar se acordă pentru cantitatea de produse retrase, activitățile de ambalare și transport. Plata se realizează după efectuarea verificării administrative și a controlului la fața locului, pe baza cărora se stabilesc operațiunile eligibile și se stabilește valoarea sprijinului financiar.